Clădirea care va deveni sediul administrativ al primăriei Horezu are o suprafață de 1400 de metri pătrați și a fost donată administrației locale. În imobil a funcționat în urmă cu mulți ani și spitalul din Horezu. Într-o primă etapă se execută lucrări de consolidare a imobilului, după care se vor executa amenajerile interioare și lucrări de reabilitare termică. Clădirea de lângă primărie, care are 1400 metri pătrați suprafață desfășurată, inițial, când a fost donată de familia Păcescu-Simionescu, a avut ca destinație judecătorie plus primărie. Ulterior, în anii după 65, a fost folosită ca și spital, spitalul cel vechi, cum numeam noi. La ora actuală suntem în prima etapă de reabilitare a ei, de fapt de consolidare a ei. Investiția e pe banii locali, adică din fondurile primăriei. Are valoare de aproximativ 1 milion de lei, de 10 miliarde de bani vechi. Cea de-a doua etapă, care înseamnă practic eficientizarea energetică și reabilitarea termică cu tot ce înseamnă amenajări interioare, are valoarea de 4,5 milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei sunt bani din fonduri proprii. Diferența este din PNRR. Orașul Horezu are în portofoliu 10 proiecte finanțate prin PNRR. Cu fonduri europene se vor achiziționa autobuze pentru transportul public, stații electrice de încărcare, se vor amenaja piste pentru biciclete și se vor moderniza școlile și grădinițele din satele aparținătoare orașului Horezu.